cum ați auzit, numele meu este Claudia Nitu. M-am născut în Argeș, într-o familie de oameni credincioși și temători de Dumnezeu. Chiar după Revoluție, tatăl meu a încercat să organizeze o biserică în orașul nostru, pentru că nu era nimic atunci. Știți că partea de sud a țării a fost destul de demolată de comuniști și ca atare în blocuri nu prea aveam de să ne întâlnim, dar îl dau pe Dumnezeu pentru moștenirea pe care ei ne-au lăsat-o ca părinți și dragostea ca pentru Cuvântul Dumnezeu și pentru Dumnezeu încă de mic copil. Și vreau să vă mărturisesc câțiva pași importanți din viața mea pe care Dumnezeu m-a trecut ca să ajung aici, dar fiindcă nu mă cunoașteți și nu știți mare lucru despre mine, am zis să vă mărturisesc așa cum Dumnezeu m-a crescut și m-a călăuzit și m-a făcut cine sunt astăzi. El mi-a spus, o să am nevoie din nou de imaginile acestea, am pus câteva imagini doar așa cum să nu vă plictisiți mai de mine. Mi-a spus, du-te să spui, asta a fost chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o la vârsta de 16 ani. Abia fusesem botezată și nu eram nici eu foarte clar ce făcuse Dumnezeu în viața mea cu claritate, dar El m-a chemat să spun copiilor și tinerilor din biserica noastră despre El. Și am încercat să fac lucrul acesta, bineînțeles, la școala comunitară sau cu adolescenți. Nu știam însă că El mă alesese pe când era eu un tot fără ca să fac parte din planul Lui de mântuire al omenirii. Și a fost o onoare deosebită să realizez lucrul ăsta mulți ani mai târziu. Nu știam că aveam să-L slujesc pe El printr-o lucrare de arpă. Când la 8 ani cineva m-a întrebat, la ce școală să te duci tu când o să faci mare? Și am spus, la școala de arpă. Dar nu aveam de unde să știu că aveam să-L slujesc pe Dumnezeu cu asta. Nu știam că El făcea un legământ cu mine atunci când la 15 ani mi-a spus, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și până astăzi trebuie să mă promisesc că această promisiune pe care mi-a făcut-o este încă adevărată. El nu m-a părăsit și nu m-a lăsat. Dar nu știam cât este de greu să urmez pe El. Și să spui copiilor din țara despre El. Dar la vârsta de 20 de ani, El m-a instruit pentru asta. Și am făcut atunci un curs de instruire cu Asociația Misionară pentru Evanghelizarea Copiilor, așa cum ați auzit. Și acolo am învățat ce înseamnă să spui copiilor despre Dumnezeu. Dar n-am știut cât de greu este să spui copiilor în țara ta creștină despre Dumnezeu, până când am ieșit în stradă să-i caut pe copii acolo în parcul unde erau și să le spun despre Dumnezeu. Și a venit poliția să mă ia la poliție. Bineînțeles, la sfatul preotului ortodox, care nu-i făcea plăcere lucrul ăsta. Nu știam, de asemenea, cât este greu să-ți lași biserică, familie, prieteni, servici și să te muți peste munți, chiar dacă în țara ta, și să-L slujești pe El. Până când El mi-a spus, vină după mine. Și chiar în dimineața aceasta citeam această chemare pe care El mi-a făcut-o. Nu știam ce greu este să faci materiale fără creion și hârtie, așa cum învățam eu la școala de artă. Când a trebuit să le fac pe calculator, nu văzusem în viața mea un calculator și nu știam să ating unul și să-l folosesc. Și nu știam că El m-a chemat să fac o lucrare de design. Până când mi-am închis toate ușile în lucrarea cu copiii. Și am fost așa de uimită de lucrul ăsta, pentru că lucram cu asociație care lucra cu copiii. Și nu înțelegeam de ce eu trebuie să stau în birou și să fac materiale. Nu am înțeles că, de fapt, le spuneam copiilor despre Dumnezeu prin materialele pe care le făceam. Până când nu am acceptat că asta este lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru mine și atât, nu trebuie să mă chinui mai mult. Nu m-am văzut parte în această lucrare, până când Dumnezeu nu m-a chemat
să instruiesc pe alții, pe alți învățători. Și atunci am văzut că ceea ce eu investeam în acei învățători, ei duceau mai departe copiilor și cumva eram și eu o parte din acest lanț pe care Dumnezeu lucra de a evangheliza copiii. Eu mi-am acceptat darul spiritual până când eu însă n-am avut nevoie de el. Și mi-a spus Dumnezeu, ce ai nevoie, ți-am dat ție. Și a fost așa de greu. Nu am acceptat dragostea lui Dumnezeu până când El mi-a luat tot. Prieten, trupul meu a cedat fizic, a făcut cancer, n-am mai putut lucra pentru Dumnezeu, n-am mai avut casă, n-am mai avut popor, n-am mai avut prieten, nu mai era până de nimic. Dar Dumnezeu era încă acolo și îmi spuneam aceeași voce plântă și liniștită, eu te iubesc, eu te definesc, ești suficientă pentru mine, așa cum ești. Atunci am înțeles pentru foarte clar, poate pentru prima oară, că tot ceea ce trebuie să fac este să-L iubesc pe El. Atunci am înțeles că nu trebuie să mă simt vinovată, că nu trebuie să impresionez pe cineva, că nu trebuie să fiu bună nici măcar în ochii mei, ci tot ceea ce trebuie să fac este să-L iubesc pe El, așa cum El mă iubește pe mine. Doar atunci am înțeles că a merge și a spune altora nu trebuie să fie greu, ci dintr-o dată parcă a devenit ușor, a devenit plăcut, pentru că știam că El merge cu mine până la sfârșitul zilelor. Nu știu dacă nu ți-amintești ziua în care El ți-a vorbit prima oară. Nu știu dacă îți amintești cum te-a mântuit, din ce stare te-a ridicat. Nu știu dacă ți este clar de ce te-a chemat și te-a trimis în această lume, dar un singur lucru mi este foarte, foarte clar. Și anume că, așa cum spunea și sora mai departe, nu este o întâmplare de aici, de aici. Insiști. Nu este o coincidență că te-a mântuit și nu este o greșeală că astăzi te afli în locul acesta. Și mă rog din tot sufletul ca El să atingă prima fiecăruia dintre noi în această zi și să ne ajute să-i auzim vocea. Vă încurajez să faceți liniște, fiecare în inima ei și să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Sunt sigură că printr-un verset, o comentare, printr-un mesaj, El va vorbi într-un mod deosebit fiecăruia dintre noi. Și m-aș simți extraordinar de onorată. Să am voie să fac o scurtă rugăciune pentru dumneavoastră în această dimineață. O să vă spun mai multe despre experiențe din viața mea și după amiază, iar dacă vreți să citiți câteva lucruri când sunteți acasă sau pe drum, am pus acolo la ușă o proșurică și o carte de rugăciune, dacă vreți să vă rugați pentru mine și pe mai departe, și un acțipil pe care puteți lua și dărui copiilor dumneavoastră despre Radio Vestea Bună. Noi în România avem acest radio și dacă l-ați accesat pe internet, se ascultă într-o 120 de țări de români care sunt plecați de acasă. Și ne bucurăm să putem să fim o încurajare pentru copiii dumneavoastră și familiile dumneavoastră acolo unde sunteți. Vreau să închei cu o rugăciune, care este de fapt o cântare, și spune că Dumnezeu uneori apreciază mai mult liniștea și lipsa cuvintelor noastre decât cântările noastre frumoase de cor, deși și ele sunt frumoase, dar El apreciază inima noastră sinceră pentru o vedere așa cum este mai mult ca aleluia.